Bună, draga mea! Sunt Luna Ala! Dacă te-ai născut pe 5 februarie, ești un gânditor original. Ești literalmente interesată de tot, oameni, știință, tehnologie, dar adevărata ta pasiune este colectarea și transmiterea informațiilor. Colectezi fapte, ca și cum alte persoane colecționează cărți, timbre sau monede. După ce te gândești la ceea ce tocmai ai învățat, procesezi și sistematizezi informațiile, apoi treci mai departe. Ai dorința inerentă de a efectua o muncă, trecând în mod constant de la o etapă la alta. Poți avea o imagine convingătoare a unei persoane care este inclinată să facă afaceri și faci progrese în acest domeniu. Prezența ta fizică dă încrederea că poți fi solicitată în situații extreme. Universul te a înzestrat cu darul de a vorbi. Discursul tău, fără îndoială, atrage atenția. Tu ai o perspectivă rară atunci când analizezi evenimentele curente. Nu oricine poate fi de acord cu tine în legătura cu orice problemă, deoarece aparenta reticența ta de a face compromisuri cauzează obiecții, iar convingerea că doar tu ai dreptate poate aduce nemulțumirea și chiar mânia. Semnul zodiacal vărsător este direct legat de semnele elementului aer, care se disting prin următoarele calități, pretuire, încredere, creativitate, naturalitate, aspirație pentru viitor. Planeta ta guvernatoare este Uranus. Aceasta determină progresul. Planeta este favorabilă pentru cele care lucrează în toate formele de media, învățământ, cercetare. Planeta ta în exil este soarele. Soarele este responsabil pentru lipsa unui nucleu intern, precum pentru și moliciunea personalității. Universul îți dă posibilitatea de a găsi soluții non-standard la problemele standard. Ai un dezvoltat simț al umorului, ești un vorbitor excelent, ești interesată de aproape toate domeniile de activitate. Mai presus de toate, îți place să aduni informații despre oameni? să compilezi un dosar mental asupra lor, în care, printre altele, există o mulțime de informații compromițătoare. tu analizezi, structurezi și plasezi mental orice experiență pe un anumit raft, adică ești logică și ebești o abordare sistematică a tot ceea ce asimilezi ca informație, ceea ce te distinge oarecum de vărsătorul canonic, cel mai adesea oferi ascultătorilor doar o șansă să te înțeleagă. Dacă, Totuși, semnificația nu poate fi înțeleasă de prima dată, tu nu te vei deranja să explici mai detaliat esența întrebării, prin urmare, de la astre primești de obicei profesori și mentori neimportanți, mai degrabă, ești privită ca un elohim care vorbește mult și pe larg, dar nu folosește la nimic discursul tău, ar trebui să înveți să asculți interlocutorii, în caz contrar, va trebui să-ți ilustruiești singurii că talentul oratoric, poți spune că ești o persoană cu mai multe fețe, unele trăsături caracteristice sunt descoperite cel mai complet, altele nu. Tu, de regulă, nu cauți să faci publică viața personală și permiți numai celor aleși să intre în ea, poți dezvolta obiciuri și ritualuri foarte ciudate, oferindu-ți un sentiment de bunăstare, tu îi protejezi pe cei dragi dar în același timp înseți nu refuz protecția unor oameni mai puternici și mai influenți. Cel mai adesea organizezi și te scufânzi în munca de echipă și nu acorzi prea mult atenție familiei. Cu toate acestea, în funcție de ascendentul tău, uneori, poți fi o natură creatoare solitară care preferă să dezvolte proiecte individuale. Ocupând un scaun de conducere, ar trebui să-i înveți pe alții să facă muncă rapidă și cu o înaltă calitate. Nu ești similară cu alte vărsătoare având astfel de calități, această doamnă este unică, misterioasă, liberală, feminină și plăcută în aparență, ai o natură senzuală și ai un temperament pronunțat. Succesul tău în viață depinde direct de capacitatea ta de a-ți controla natura delicată, forța naturii tale este potențialul tău spiritual cum afectează data de 5 februarie soarta ta? Tu iubești coerența în acțiuni și încerci să urmezi ordinea execuțiilor. lor. Poți realiza un mare succes prin deschiderea propriei afaceri și respectând pe deplin această imagine. Totdeauna faci o impresie bună celorlalți. Ești încrezătoare în sine, știi mereu ce faci și nu-ți pierzi capul. Ai talent de lider și ești capabilă să-ți transmiți gândurile către ascultător să le spui cu încredere și cu ușurință. Fiecare incident este analizată de tine, iar verdictul este redat cu o înțelegere rară. Oponenții tăi îți cauzează un sentiment de protest, care, datorită refuzului complet de a asculta, intră într-o furie ascunsă. Ești însă prea de propriul tău dreptă de a nu-ți schimba punctul de vedere din cauza pretențiilor cuiva. Nemulțumită, le dai singura ocazie de a vorbi, după care nu mai revii la acea problemă. Repetând argumentele lor, consideri că stima de sine devine mai mică. În ceea ce privește ascultătorii, tu dai impresia unui vorbitor inactiv care nu poate decât să te oretizeze, dar să nu aducă niciun beneficiu real. Dacă nu ți reconsideri atitudinea față de ceilalți, nu vei avea pe nimeni să-ți asculte discursurile pentru influența subordonații tăi, face apel la sentimentul lor de datorie, responsabilitate și stimulente materiale. De obicei, ești în mod inutil emoțională și nu consideri necesară schimbarea naturii tale de dragul altora. Cu toate acestea, succesul în carieră depinde de capacitatea ta de a te controla. Natura ta pură este cea mai bună calitatea ta. Tu trebuie să-ți transferi valorile spirituale în zona de muncă și să aderi la aceste principii în relația cu oamenii. Dacă poți dobândi maniere civilizate, poți obține o poziție înaltă în societate. Dar apropierea și izolarea ta de societate, precum și tratamentul arogant al celorlalți, provoacă ostilitatea lor și respingerea ta. Ești destul de versatilă. Doar unele dintre calitățile tale sunt hipertrofate în timp ce altele sunt subdezvoltate. Îți ascunzi cu grijă viața personală de ochii curioși, lăsându-i pe cei mai de încredere. Poți adera la tradiții și obiciuri familiale, creând o atmosferă de succes și prosperitate în casă. De obicei, petreci puțin timp în familie, controlând acțiunile subordonaților. Dar dacă este propria ta afacere, atunci ai mai multă libertate de acțiune dragoste și compatibilitate. Secretul tău este că, odată cu maturizarea ta, nu te schimbi deloc ca și alți oameni, atât în ceea ce privește viața personală, cât și în opiniile și acțiunile tale. Prin urmare, nu este deloc ușor pentru tine să găsești un partener vrednic în viață, cu atât mai puțin să trăiești cu el o viață lungă și fericită farmecul și prietenia ta atrag bărbații care vor să te cunoască mai bine. Ești un partener generos și iubitor, dar depui eforturi pentru independență și dorești să păstrezi intact spațiul tău. Ai nevoie de o persoană de același nivel intelectual ca și tine, cu un cerc similar de interese. Acele semne care te vor putea înțelege, care au principii și trăiri asemănătoare care îți vor da șanse bune pentru o căsnicie reușită sunt balanța, săgetătorul și gemenii. Poți orbi pe alții cu forma unei familii prospere împreună cu pești, leu, berbec și capricorn. Dar aici situația este după cum urmează, trebuie să înveți să renunți, să te încrezi în ei și să vă ajutați reciproc. Compatibilitatea adversă ai cu taurul, racul, fecioara, Scorpionul și vărsătorul însuși sunt șanse fantastice pentru o căsnicie nereușită, deși există opțiuni în funcție de datoriile lor karmice și de ascendentul tău, după cum sunt înscrise în astrograma natală, locuri de muncă și carieră. Privind modul în care te comporți la lucru, nu se poate îndoi nimeni că ești născută pe 5 februarie. De obicei, capricornii nici de cum tu. Lucrează într-o manieră consistentă, măsurată și atât de entuziată, poți fi un bun om de afaceri, dar pentru tine nu ar trebui să lucreze profesorii. Pe de-o parte, aurată e emană aproape fizic fiabilitatea și încrederea, în spatele tău este un zidă de, de piatră, ceea ce este excelent pentru un lider, nu-ți place prea mult să faci compromisuri și concesii, ești prea mulțumită și încrezătoare în sine? Aceste lucruri te face uneori foarte nesuferită. În plus, nu îți place să repeți de două ori și să explici din nou ceea ce ai spus, crezând că dacă cineva nu te-a înțeles, atunci aceasta este problema ascultătorului. În același timp, ești perceptivă și atentă în munca ta, folosești analiza ca instrument mental, dar, după cum am spus, nu ar trebui să ai voie să predeai. Altfel elevii tăi vor înțelege greu și vor înțelege acest obicei de a nu repeta și de a nu explica. Uneori poți fi privită pur și simplu ca iubitoare de cuvinte, care, cu toate acestea, nu poartă semnificație semantică. Cu alte cuvinte, ești ca un fel de ciat. Pentru a evita această opinie despre tine, ar trebui să fii mai atentă la alte persoane, să le asculți, să explici cu răbdare ceva. Să înveți să găsești un compromis, ar trebui să asculți ceea ce spun ceilalți, altfel în curând nu vei avea pe nimeni să te asculte. Ca vorbitor adevărat apelezi din plin la emoțiile oamenilor. În același timp, ascunzi întotdeauna ceva, ca un adevărat laic. Poți fi un excelent organizator de petreceri și adunări sociale. Ai un bun simț fiind și foarte dezvoltat cariera și succesul tău depindă de cât de mult îți poți controla sentimentele. Cu toate acestea, în cazul în care există o slăbiciune, există forță, deoarece, în detrimentul emoționalității tale scăzute, ești neobișnuită de dezvoltată spiritual, ceea ce îți permite să se ocupi de o poziție înaltă în societate. Adevărat, ar trebui să fii atentă să arăți mai puțină aroganță față de ceilalți. Sănătate și boli. Poți suferi de boli cronice de care nu ți place să se vorbească. Deși ești în general sănătoasă, există devieri specifice față de norme care te afectează pe tot parcursul vieții. O parte a corpului este, de obicei, vulnerabilă sau unul dintre principalele sisteme ale corpului: vascular, nervos, limfatic sau imunitar. Problemele de sănătate apar cel mai adesea pe baza nerespectării regimului recomandată de medicul generalist. Trebuie să fii prudent în ceea ce privește dieta. Ar trebui să fii conștientă de importanța reducerii sau stopării consumului de substanțe nocive, tutun, alcool, zahăr, alimente grase sau medicamente. Să abordezi o activitate fizică moderată și participarea la competiții sportive în echipă sau 1 la 1 sunt o benefice, destinul și norocul. Din acest punct de vedere poți fi numită ca îndrăgita sorții. Totul este ușor pentru tine, ești talentată, reușești, indiferent de ceea ce faci ești norocoasă pretutindeni. Poți fi înconjurată de zlavă, ești observată, lăudată, admirată, dar nu ar trebui să fii neglijentă cu privire la succesele tale creșterea în spiritualitate, mersul prin viață cu demnitate, te vor face capabilă să ajungi la înălțimi mari și să-ți faci viața un baz frumos, dar dacă îți vei folosi talentele și norocul pentru rău, atunci tu vei experimenta amărăciunea nenorocirii și a frustrării. Sfaturi pentru tine Ce principii ar trebui să fie urmate în viața ta? Oferă oamenilor ocazie de a fi auzit și înțeleși. Fii răbdătoare, nu întrerupe interlocutorul fără să termine. Explicăți acțiunile altora. Dacă te vor înțelege mai bine, atitudinea lor față de tine se va schimba spre bine. Reține că este imposibil să ai absolută dreptate. Ce cadouri ți se potrivesc? Este o plăcere să alegi un cadou pentru o persoană ca tine, dacă ești, desigur, o persoană care nu este privată de simțul umorului. Cu cât un cadou este mai original și mai neașteptat, cu atât vei fi mai bucuroasă. Chiar dacă primești ceva prozaic, designul nemenajat și prezentarea cu un subînțeles se va trage. Deși, este mai bine ca tu să spui tuturor ce aștepți, trebuie amintit că originalitatea darului nu înseamnă frivolitate. Tu suporți dureros o atitudine lipsită de respect față de persoana ta, deși încerci în zadar să nu arăți. În ciuda faimei tale, nu-ți plac deloc bănuielile, pentru că apreciezi unicitatea, ceva care subliniază faptul că ți-a fost ales un dar doar pentru tine și nu ți-a luat primul lucru care a atras ochiul. De exemplu sticlărie, ceva sub forma unei figurine ciudate, neobișnuite, cu un joc de culoare. Tu nu rămâi indiferentă la jucării, dar acestea nu ar trebui să fie urs și epuri tradițional cu o privire fixă ci ceva aproape viu, cu caracter propriu. Ambalajul propriu zis nu joacă un rol important dacă nu are semnificația care completează darul. Și chiar mai bine, dacă ambalajul și darul vin din diferite lumi, valoarea darului va beneficia. Te atrag ca lei scoapele care seamănă cu cerul nopții sau cu ceva care se învârte, în care poți suspecta mișcarea lumilor. Există o șansă de a scrie o melodie pentru tine? Ei bine, va fi cel mai bun cadou pentru tine. Dintre flori preferi cele mai delicate și mai fragile, lalele, iriși, narcise. Mare iubitoare de experiențe culinare, o carte mare de rețete și orice ustensile de bucătărie dacă se poate frumos colorate te vor bucura. Pentru tine frumos, poate însemna util, de aceea la alegerea unui cadou cel ce ți-l oferă ar trebui să știe măcar care este definiția ta pentru frumos. Bijuteriile ar trebui să fie nu numai valoroase, dar și mari, stridente. Cercei de ochiați gen candelabru sau câinele foarte mari, broșe multicolore. Și încă ceva, să poarte o marcă cunoscută de tine. Acesta este un portret general pentru tine te vei descoperi cu adevărat într-o astrogramă natală în care vei afla predispozițiile pentru întreaga viață, așa cum ți le-au dăruit ursitoarele tale.